Pe baza datelor analizate, s-a constatat că în multe bănci centrale ale sistemului european s-a accentuat și diversificat procesul de transparentizare și informare publică. Cu deosebire cel legat de deciziile de politică monetară și de salariile conducerii executive. În consecință, Consiliul de Administrație al BNR a decis să facă publice minutele ședințelor de politică monetară ale Consiliului și veniturile realizate de membrii CEA al BNR.